Avem un megabox gratis pentru toată lumea care va intra odată cu update-ul. Atenție mare, să intrați neapărat când o să se facă update ca să nu pierdeți megaboxul acesta gratis. Niciodată nu se știe de unde sare brawlerul și de unde puteți să luați un brawler gratis, deci toată lumea va primi megabox gratis. Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars cu prezentarea Brawl Talk-ului. Astăzi n-o să fie legat de update, gen informațiile pe care le știți bine că o să vină foarte curând, în care vom prezenta brawlerul pe care l-am văzut și o să vedeți imediat skin-urile, costurile lor și așa mai departe. Astăzi o să discutăm și o să vă explic îndeajuns de bine Brawl Talk-ul, ce va conține el și ceea ce pe live nu am reușit decât să ne mirăm și să vedem pe moment ceea ce se întâmplă în acest update. Ei bine, acum o să vă explic tot ce se va întâmpla în Brawl Talk și cred eu cam tot ce se va lansa, dacă cumva nu o să mai fie lucruri opționale care nu au fost arătate în Brawl Talk. Și știți bine că în următoarele zile eu o să vă arăt de să stați cu ochii pe canal, de asta vă zic să apăsați clopoțelul, cum îmi place mie să spun, să primiți notificări, pentru că în următoarele zile o să prezentăm update-ul cu tot ce va conține el și cu tot ce trebuie să știți despre el înainte de a fi adăugat pe joc și a putea da actualizare ca să-l puteți încerca și voi. Cu toate astea, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare. Știți bine că odată cu începerea noului sezon, ceea ce zic eu, undeva pe 30 luni o să înceapă nou sezon, o să dăm câteva Brawl pesuri la extragere în de-a lungul lunii, ca să zic așa. Și dacă doriți să participați și voi, nu uitați să fiți abonați la canal, să apăsați butonul like, follow pe Instagram la mădălin.23, codul mădălin pe shop, pentru că voi verifica chestia asta neapărat, să aveți codul mădălin pe shop, și un follow pe Facebook, pentru că știți bine că mai nou am început să postez episoade exclusive pe care nu le vedeți pe YouTube. O să începem serii și am început deja serii diferite, cum ar fi Clash Royale, începem și Minecraft, Fortnite, Free Fire și așa mai departe pe Facebook, deci v-aș ruga din suflet să dați un mare follow pe primul link de descriere și haideți să trecem la Brawl Talk, să nu mai prelungim, pentru că până la urmă și până la urmă ne interesează update-ul. V-am zis să apăsați clopoțelul, să fiți la curent cu toate notificările de pe canal, pentru că nu trebuie să ratați absolut deloc ceea ce o să urmeze, gen un update. E bine, Brawl Talk are undeva la 4.55, după cum observați acolo, cam 4.20, nu o să mai pun subtitrări, pentru că efectiv o să vă explic eu tot ce înseamnă acest lucru și acest update. Brawl Stars, Brawl Talk, Ons Upon a Brawl, așa se va numi sezonul, din ce am văzut eu și au spus ei, deci Ons Upon a Brawl, ok? Atenție mare, hai să-i dăm ready. Asta este începutul Brawl Talk-ului. Am făcut aici ceva foarte amuzant și foarte canterincă, cum se spune, în care spune că este o prințesă, dar de fapt prințesa este Dani, nici de cum Paula. Iar Paula este Knight-ul, practic e un fel de inversul cum ar trebui să se întâmple, dacă știți ce vreau să spun. Și Ryan este cel care povestește, cel care spune povești. Chestiile astea mai mult ca sigur le-am văzut pe live și nu are sens ca să prelungim foarte mult. O să vă explic cam ceea ce va conține update-ul și ce am văzut în Brawl Talk, gen pe YouTube. Mai ziceați că nu mai vine Ryan pe Brawl Talk absolut deloc? Se pare că a reapărut, n-are cum să ne lase el. Ok, chestia asta, ați fac o mică paranteză, am și povestit-o pe live, că a fost o poză pe care a pus-o pe comunitate și am zis, bă, fiți atenți aici că neapărat gunoiul acesta și mătura aceea nu este a niciunui brawler pe joc, deci clar este ceva legat de nou brawler, dar n-am știut sigur că se va întâmpla chestia asta și se pare că uite așa s-a întâmplat. Este un cavaler de gunoi, care practic strânge gunoiul. Nu știu ce gunoi este pe Brawl Stars, dar îl strânge. Sincer, nu știu ce tot se întâmplă, de în ultimul timp se numesc gen Trash Poco, Trash Knight, dar de fapt acest Knight este Ash, adică așa îi se spune, așa se cheamă, Ash. Nu știu. Vedeți cum adună tot gunoiul, cum e disperat să facă curățenie, mamă. Bă, zici că e maică mea. Fără Caterinca, broadere, bă, așa e maică mea cu curățenie. Bă, ziceți voi că n-aveți mame de genul acesta, care sunt disperate după ordine și după curățenie și stau efectiv pe capul vostru, fă-i curățenie, fă-i curățenie, mamă, uite cum miroase aici, și de fapt nu miroase nici cum, uite cum miroase, uite ce de ordine, uite ce mizerie. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă și voi aveți astfel de mame care efectiv cu curățenia sunt super exigente, ca să zic așa. Nu mai prelungim, hai să trecem direct. Doamne, acum mi-a venit în cap chestia asta. Și gata, a venit o gunoiul și s-a ascuns. Când a văzut că este foarte mult de muncă, ca te las pe tine, nu mai fac nimic. Nimeni nu mă ajută în casa asta, doar eu fac curățenie. Bun, sezon 8.
Once Upon a Brawl, așa se va numi. Și brawlerul este acesta, care este cromatic. Din ce observați voi, are 7280 viață, ceea ce e un lucru foarte interesant. Ash is a very grumpy cleaner at the castle courtyard. And to the are delay. Singurul lucru pe care l-am văzut eu e că are delay și are o bară galbenă care nu știm încă ce înseamnă și ceea ce va face el. Nu știu dacă chiar asta este legat de star power-ul lui sau este doar normal, gen normal al brawler-ului, adică ceva ce face brawler-ul. Acel lucru galben, ca să zic așa. Environmentul este acesta, deci environmentul cu castel va fi acesta pe care îl vedeți aici. Acesta este o mapă de bounty. Dacă dă hit-ul, îi dispare bara aceea galbenă și după cum observați, odată ce dă hit în inamici, dar din ce am văzut și când încasează damage, își încarcă acea bară de jos galbenă care este cu un castel. Ei bine, din ce am văzut și au povestit și au spus, acea bară de jos te ajută ca să dai mai mult damage, dar totodată să ai și viteză mai mare. Pentru că o să vedeți bine că la un moment dat dă și 1120 damage, exact, dar și 1680, dar și 2240 damage. Deci, probabil, toate chestiile acestea, gen va crește damage 1120, 1680, 2240, nu? Dacă spun bine? Da, așa, 1680 a fost? 1680, exact. După ordinea upgrade-urilor de jos, probabil că va crește. La fel și viteza o să fie cel mai rapid la ultimul upgrade, la al treilea. Și când ai damage, dar și când încasezi, am văzut că și încarcă bara de jos. Foarte interesant lucrul ăsta. Nu știu dacă este star power sau gadgetul, nu l-am văzut încă, n-am văzut absolut deloc gadgetul. But his rage bar also gets charged when he gets hit because it makes so much noise inside his last minute armor. Exact. He just gets angrier and angrier. Ia uite, devine din ce în ce mai nervos. Superul e foarte tare, o să vedeți imediat și superul. Nu este un hit, n-are un hit foarte lung, după cum observați, dar are și delay, din ce am văzut. Totuși, viața pe care o are contează foarte mult. Ei bine, superul, din ce am văzut și pe live și am discutat, sunt 5 șobolani, pentru că practic el este de gunoi și șobolanii cei care îl ajută. Ei bine, sunt 5 șobolani pe care tu odată ce îi lansezi, după odată ce îi dai, au 420 viață, dar 420 damage dau și ei. Dar acești șobolani se țin după inamic până sar în ei și până sare în el și explodează, după cum observați. E un fel de Mr. P cu tureta lui, doar că la Mr. P trebuie să-i bați tureta. Aici poți să-i bați turetele, adică șobolanii, dar totodată ei vin și dacă nu-i bați, explodează în tine și dau damage. Ceea ce mi se pare foarte tare din ce am văzut aici, adică cam asta fac. So he's not alone in the battle against Dirt. Ia să vedem încă o dată. He gets help from his RATS bot. Am fost și vedeți că i-a dat damage max? 420 damage. Se pare foarte tare și cred că au și o viteză mare, destul de mare, astfel încât nu te poți feri. E bine, avem și un skin pe Shelly. Princess Shelly, aceasta va fi la tier 1. Odată ce cumpărați valul prețul, da, și dacă cumpărați, dați-mi tag pe Instagram cu codul Mădăin pe shop, dați-mi tag pe Instagram la Mădălin.Tatian23. Odată ce cumpărați brawl pass-ul și mai mult ca sigur să-l cumpăr, o să aveți la tier 1 Princess Shelly, care sincer arată foarte bine. Eu am zis că seamănă cu cenușirea sa. Și Ninja Ash este la tier. Nu știm încă la ce tier. Dacă ar fi normal și nu s-ar prelungi tierele, ar fi la tier 70. Ceea ce nu prea cred că s-ar fi prelungit. Dar n-am zis încă, nu cred. Ia să dăm noi pe subtitrări. Find Princess Shelly at the first tier and Ninja Ash at the last tier. Deci la ultimul tier, zice. Dar nu știm exact dacă va rămâne gen la fel, ultimul tier 70 sau nu. Bun. Și o chestie foarte, foarte scurtă ce pot să vă spun eu este că, din ce am văzut pe live, are 56.000 haste-ul HP, iar cel de acum are 42.000, dacă nu mă înșel, deci 42.000 acum și 56.000 după update. Primește un balance update haste-ul. Avem un Unicorn Knight Burley, un skin care, după ce observați voi acolo, face un dance de Gangnam Style, deja bagă dansuri de genul ăsta în joc, se pare. Evil Queen Pam, care sincer arată foarte bine skin-ul. Nu știm prețurile, v-am zis, stați cu ochii pe canal, clopoțelul activat, pentru că o să vină anunț despre skin-uri, cât o să coste, când o să fie lansate și efectele lor, gen de win, de lose și acum atacă și așa mai departe. După cum observați și aici vedem că Sprout creează un castel, practic, când pune superul. Avem și El Dragon. Și sunt cu două variații de culori.
foarte mici. Spuneau băieții că se schimbă culorile, vedeți la castel acolo puțin, și pe costumații lor că este cu roșu și cu verde, la El Dragon Verdoso și El Dragon Rozado, probabil că este făcută diferența între băiat și fată, dacă ești fată să cuperi skin-ul gen El Dragon Rozado. Wizard Byron, foarte interesant lucrul acesta, acest Wizard Byron o să fie la Power League, odată ce o să îndeplinești misiunea de 30 de win-uri, în loc de 50 s-au schimbat și s-au modificat 30 de win-uri, de ce au spus ei și au vorbit, pentru a-l debloca pe Wizard Byron, deci 30 de win-uri și 25.000 de star points-uri. Neapărat să aveți star points-uri, deci să nu faceți doar 30.000 de win-uri și să ziceți că gata, o să-l avem pe Byron deblocat automat. Și încă o chestie foarte tare, care probabil la fel o să vă spun eu, dar nu acum, nu pot să vă spun chestia asta, n-am o informație, dar o să mă interesez, cum o să se întâmple cu Byron. Dacă o să ți-l deblochezi automat odată ce ai făcut misiunea și iei cu star points-uri, sau trebuie să-l ai pe Byron ca să cumperi skin-ul de pe shop ulterior cu star points-uri. Ceea ce dacă m-aș gândi eu sincer acum și aș lua o logic, e că nu ar trebui ca să-l cumperi pe Byron, adică gen nu ți-l ar da gratis, ar trebui să-l ai tu. Sau să ți-l dea cu gemul pe shop ca să-l cumperi, probabil. Nu cred că o să se dea gratis, până la urmă e mitică și ar fi cam incorrect dacă ți-l ar da gratis doar să joci la campionat. De fapt la Power League și să faci 30 de win-uri și 25.000 de star points-uri. Tare, destul de tare skin-ul. Pentru un skin de Power League, nu e rău, și star points-uri. Exact ce vă spuneam, 30 de win-uri în loc de 50. Avem și Lunar Piper. Din ce am căutat eu, anul trecut a fost de Moon Festival Lunar Sprout. Și a fost pe data de 21 septembrie, parcă, dacă nu mă știu, puteți să căutați voi și să-mi spuneți sigur, ceea ce înseamnă că n-au spus la final când o să vină următorul update, dar e posibil ca acest update să fie pentru luna septembrie și în octombrie să avem un alt Brawl Talk cu un alt brawler, cine știe. Și Handsome Colt e unul dintre preferatele mele, cred că mai mult ca sigur o să-l cumpăr pe acesta, nu știu câte gemuri o să fie, o să vedem imediat, gen în zilele următoare, dar îmi place foarte mult skin-ul Handsome Colt. V-am zis, seamănă, nu am văzut serialul, dar cu Casa de Papel seamănă foarte bine acest skin. Mi se pare insane și foarte tare cum arată Colt. N-are efect deloc schimbat pe hit, se pare. Avem și un nou game mode care se numește Shutdown Safety Center. Foarte ușor, nu e mare lucru ca să-l pricep. Deja l-am priceput din Brawl Talk chiar. Ca să evite teaming-ul, ci ca așa zic ei, pentru fiecare kill pe care îl faci îți va da un trofeu. Acum eu am mai zis și pe live. Cred că o să fie la fel ca la Lone Star sau ceva de genul, astfel încât oamenii o să stea la pândă, astfel încât să fură kill-urile sau nu cred că o să oprească teaming-ul, astfel încât doar e pentru kill-uri. Bă, va rămâne de văzut, nu știu cum o să fie la trofee mare, o să încerc, pe cât se poate mult să încerc să revin să joc solo Shadow, dar nu prea cred eu că nu o să se facă teaming aici, cu tot cu trofeele astea pentru kill. Our goal is to get rid of teaming and make this mode more fun. Ei zic că goal-ul lor e să anuleze teaming-ul. O să fie într-un singur game slot și nu o să afecteze cu absolut nimic dacă tu vrei să joci solo Shadow-ul normal și să faci teaming să te spinuiești până te dor degetele. E alegerea ta. După cum observați acolo, takedowns plus 2, adică a făcut 2 kill-uri și minus 1, că practic a fost bătut, i-a scăzut un trofeu și trofeele în sine pe care ți le dă normal ca la game modul normal. Ceea ce sincer nu prea îmi place că văd asta că ție bătaie îți mai scade un trofeu, dar tu că faci 2 kill-uri îți dă 2. N-ar trebui să se mai fi pus când mori. Gen, cel puțin, cred că trofeul ăsta și nu o să se mai dea pe minus când iei locul 1, practic. O să ai două trofee pe plus, că practic n-ai fost bătut absolut deloc. Deci înseamnă că trebuie să fii cel mai bun din meci, să câștigi locul 1. O atenție foarte mare. În unul dintre update-uri se gândesc foarte bine să dea improvement, adică să creeze cluburile de care vorbeam noi, adică să facă ceva cluburile mult mai bune. Le creeze mai bine și să le facă mult mai distractive și ca să poți face ceva, adică să nu bagi doar oamenii în club și să faci trofee la club, atât. However, for this feature to work, we will have to resize the club capacity from 100 to 30. Până acum s-au gândit că va trebui să facă numărul de cluburi de la 100 la 30, adică la 30 de oameni care să fie în club, ceea ce e mult mai ok și accesibil pentru că vei putea oamenii să-i coordonezi mai bine, să nu mai stai cu gura pe 100 de persoane, pe 100 de oameni. Guys, we want to give you a heads up so you can rearrange your clubs having this new capacity in mind. If you can't find a solution until the update, we will do it for you. So stay tuned. Odată ce o să aibă mai multe informații, o să ne anunțe și au spus și o să zică în continuare că o să ne dea 30 de zile o să ne dea 30 de zile ca să ne putem adapta.
la dispoziție ca efectiv să lăsăm 30 de oameni în club sau ceva de genul, probabil. We don't have a confirmed date for this change. Nu este o dată exactă. But it will happen in the next few months. So you have... Dar o să se întâmple în următoarele câteva luni. Sper să nu fie mai mult de 1, 2, 3, 4, 5, să ne ducem până la anul. Că la anul și la mulți ani ne mai jucăm Brawl Stars. Avem pinuri animate noi și totodată vedeți că și cele cu aplauze au primire model. Ah, și aici la Squeak, dacă o să observați voi, mi-au zis și băieții, Squeak nu are niciun skin la momentul de față pe joc și apare aici cu două din acestea. Deci nu știm sigur ce se va întâmpla în următorul update, dacă Squeak va avea skin sau cine știe ce e acel al doilea. Frank DJ Frank și cu Cavalera Piper primesc remodel pe skinuri și avem un mega box gratis pentru toată lumea care va intra odată cu update-ul. Atenție mare, să intrați neapărat când o să se facă update ca să nu pierdeți megaboxul acesta gratis. Niciodată nu se știe de unde sare brawlerul și de unde puteți să luați un brawler gratis, deci toată lumea va primi megabox gratis cu update-ul. Let's go! It will come together. E bine că măcar update, îl dau, că putea să nu-l dea, știi ce zic. We want to thank all of you for all the subscriptions because it made us. Subscribe și la ei și la mine, mai ales la mine, boys. Now hit the like button. Și încă o chestie, că apar skin-urile aici, deci probabil o să fie skin de gold, gen True Silver, dar și gold Bo, Sandy, Gale, B și Nani. Că nu degeaba l-ar fi arătat aici, nu? Deci nu uitați să dați subscribe și la mine ca să ne facem cât mai mulți, pentru că în ultimul timp am crescut destul de greu. Și pe cât se poate mult am încercat să cresc conținut în limita posibilităților cu Brawl Stars-ul, dar vreau să mă apuc cu alte jocuri. Deci stați pe aproape. Și nu-l vedeți pe Ryan, nu? De mine. Let it go, can't hold it back anymore. And evil King Frank was always. Aici este doar o poveste, un story pe care îl spune Ryan. Paula had finally learned how to say that's right. That's right. No, Danny. Ay, Danny. Sorry. I didn't do anything. Danny, stop. Danny! Așa, bun. Bă, mare parte cam asta a fost Brawl Talk-ul. V-am zis, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Vă mai zic încă o dată chestia asta. Mamă, ce hal am prins-o pe Paula. Cum prezintă ea așa. Nu face așa, nu? Cam asta a fost live-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like și de abonare. Codul mă dai pe shop dacă doriți să participați la exagerile Brawl Pass. Un follow pe Facebook și o să ne dăm zilele următoare. Bineînțeles, stați cu ochii pe canal. Neapărat canal, TikTok, oriunde altundeva o să postez și pe Facebook. Stați cu ochii pe toate paginile de socializare să vedeți cele mai fresh informații legate de update. Pa, pa! Subscribe!